Ministrul Muncii face un anunț de ultim moment legat de renegocierea procentului din PNRR pentru pensii. Cităm, m-am săturat de toți cei care ne explică și ne spun cum nu se poate modifica PNRR. A fost reacția lui Marius Budăi în direct la Antena 3. Oficialul a mai dat asigurări că va face tot ce-i stă în putere pentru a modifica acel prag pentru pensiile de la noi din țară. Eu nu o să încetez absolut nicio clipă să mă bat și PNRR vă garantez că va fi modificat într-un sens sau altul. Nu modificat, haideți să clarificăm. Modificare poate înseamnă prea mult în traducere directă. Nu ne dorim să scoatem o reformă, să introducem altă reformă. Nu ne dorim să punem în pericol aplicarea PNRR. Fiecare stat membru al Uniunii Europene trebuie să aibă o anumită independență în a-și face și a-și decide politica salarială, să-și decide politica de pensii. Nu că ne scrie nouă cineva acolo și noi trebuie să decidăm așa până în 2070, că așa au scris unii care nu au avut nicio legătură nici cu sistemul de pensii și cărora nu ne-a păsat de români. Eu, pe scurt, m-am săturat de oameni care ne spun cum nu se poate face. Eu caut aliați în cei care ne spun cum se poate face.